Marți, viceprimarul Sucevei Lucian Harșovski a avut onoarea de a întâlni și premia 5 tineri campioni care au adus onoare și mândrie orașului prin perseverența și determinarea lor. Acești elevi au demonstrat că nu există limite atunci când își doresc cu ardoare să atingă succesul. Printre cei premiați se numără Poinaru Rareș Aurel din clasa 9-a și Tomiță Mircea, clasa 8-a, ambii elevi ai Colegiului Național Ștefan cel Mare Suceava, care au obținut medalii de aur, respectiv bronz, la concursul internațional de informatică. De asemenea, ungureanu Paul, clasa 11-a, turculeț Alexandru, clasa 11-a și Dochia Tudor, clasa 10-a de la Colegiul Național Petru Urareș, au fost premiați cu medalii de aur în cadrul Festivalului Internațional de Inginerie, Știință și Tehnologie, desfășurat în Tunisia. În cadrul întâlnirii, viceprimarul Harșovski a transmis un mesaj de mulțumire și admirație către cei 5 tineri, subliniind importanța educației și impactul pe care acesta îl are asupra vieților individuale și asupra societății în ansamblu. Le-a dorit mult succes în competițiile viitoare, încurajându-i să continue să își urmărească visele și să persevereze în realizarea lor.